Vă salut cordial, elevi din clasa a 5-a. V-ați întrebat vreodată unde se întâlnesc matematica și știința despre limbă? Corect, în gramatică. Sunt Viorica Oleinic și vă îndemn să mă urmați cu încredere la o lecție de gramatică. Pentru început, vă propun să priviți o secvență dintr-un trailer al unui film care îmi place enorm, pentru că vine din copilăria mea, dar care place în egală măsură fiicei mele mai mici, dar și vouă, cu siguranță. Ascultați atent pentru a putea răspunde mai apoi la întrebări. Maria și Mirabela sunt două fetițe cu multă imaginație. Oachii nu poate să miște piciorușe. Scăpăricii ia foc. Chiar Omidei n-are curaj să zboare. Te rugăm, ajută-ne! Trebuie să ajungem la zâna pădurilor! Ah, zâna pădurilor! Firesc, vor porni într-o călătorie fantastică. Maria! Ajută! Vor întâlni zâne, licurici magici, broscuțe și omizi vorbitoare. Într-un cuvânt, aventuri. Medea Marinescu, Gilda Manolescu, în Maria Mirabela, film pentru copii, 1983. Regia Ion Popescu-Gopo. Așadar, filmul Maria Mirabela a fost turnat în 1983. În această fotografie pe care am proiectat-o pe slide, îl vedeți pe regizorul filmului Ioan Popescu Gopo, dar și pe Grigore Vieru și pe Eugen Doga. Rețineți, copii, Grigore Vieru este autorul versurilor din cântecele care se interpretează în acest film, iar Eugen Doga este compozitorul tuturor cântecelor care sunt incluse în acest film. Dacă nu ați privit încă, dar puțin probabil să nu fi privit, dar dacă nu ați privit încă Maria Mirabela, vă îndemn să priviți acest film. Așadar, filmul ne va servi drept material didactic. Să pornim! Tema lecției de astăzi este subiectul. Dicționarul explicativ ne spune că substantivul subiect este un cuvânt polisemantic. Primul sens este de totalitatea acțiunilor, evenimentelor prezentate într-o anumită succesiune care alcătuiesc conținutul unei opere literare, cinematografice, etc. sau chestiune, temă despre care vorbește sau scrie cineva. Drept exemplu, povestește-mi pe scurt subiectul filmului Maria Mirabela. Sau, crezi că toate cărțile de aventură au subiecte similare? Deci v-am oferit două propoziții în care substantivul subiect are sensul 1 explicat de dicționar. Sensul al doilea al substantivului subiect este de parte principală a propoziției care arată cine săvârșește acțiunea exprimată de predicat. De exemplu, analiza sintactică a propoziției începe cu identificarea subiectului și a predicatului. În această propoziție, eu valorific sensul al doilea al cuvântului și mă refer la subiect ca parte de propoziție. Sau, subiectul propoziției este exprimat prin substantivul cărțile în propoziția citită anterior, dacă vă aduceți aminte. Să ne amintim, noțiunea de subiect nu este nouă pentru tine, elev din clasa a 5-a. Sigur că ai identificat subiectul și în clasa a 3-a, cu atât mai mult în clasa a 4-a. Deci tu știi că o propoziție se compune din părți principale și părți secundare. Părțile principale ale propoziției sunt subiectul și predicatul, iar părțile secundare sunt atributul și complementul. Dacă observi, în partea de jos a slide-ului, am proiectat imaginea unui trenuleț. Vreau să încerci să vezi relația dintre părțile de propoziție și această imagine. Corect. Trenulețul reprezintă un ansamblu de vagoane atașate de o locomotivă. Și dacă scoatem un vagon din această structură, din acest lanț, de fapt, trenul nu mai este tren. Așa e și cu propoziția. Ea se creează din cuvinte aranjate într-o ordine logică, unul după altul. Definiția subiectului. Am preluat definiția din manualul tău de limba și literatura română, pe care o găsești la pagina 211.
Subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea exprimată de un predicat sau cui îi se atribuie o însușire sau o caracteristică exprimată de un predicat nominal. Atenție, am scris cu albastru ceea ce urmează să înveți în clasa a șasea. Predicatul verbal îl vom studia în clasa a 5-a, iar predicatul nominal în clasa a 6-a. Oricum, trebuie să încerci să identifici subiectul și în propozițiile în care vei avea predicate nominale. Deci arată acțiunea exprimată de predicat sau cui se atribuie o însușire. Respectiv, subiectul răspunde la întrebarea cine sau ce, sau o întrebare de alternativă, o întrebare care uneori îți ușurează găsirea acestuia. Despre cine sau despre ce se vorbește în propoziție? Dacă observi imaginea pe care am inserat-o pe acest slide, doi omuleți, două marionete, e vorba despre subiectul și predicatul își dau mâna, ele creează o propoziție. Așadar, am zis că lucrăm în baza propozițiilor pe care le identificăm în trailer, în filmulețul pe care l-ai privit. Maria și Mirabela sunt două fetițe cu multă imaginație. Oachi nu poate să miște piciorușele și Scăpărici ia foc, iar Omide n-are curaj să zboare. Am să te rog să identifici subiectele în aceste enunțuri. Îți las puțin timp pentru gândire. Și vin cu răspunsurile. Maria și Mirabela. Întrebarea pe care am putea să o formulăm este despre cine se vorbește în propoziție sau chiar cine? Maria și Mirabela. Deci este un subiect exprimat prin substantiv propriu, caz nominativ. Îți aduci aminte, subiectul poate fi exprimat prin substantive la cazul nominativ și doar la cazul nominativ. Și observ că nu este doar un singur cuvânt, un singur substantiv propriu, ci două, Maria și Mirabela. Oachi nu poate să miște piciorușele. Cine nu poate să miște piciorușele? Oachi este cel care face acțiunea, în cazul dat nu poate face acțiunea. Oachi este un subiect exprimat prin substantiv și în cazul acesta substantiv propriu, cazul nominativ. Scăpărici ia foc, iar Omide n-are curaj să zboare. Subiectul este Scăpărici, răspunde la întrebarea cine, și alt subiect este Omide. Observă, te rog frumos, că pentru subiectul Maria și Mirabela avem un singur predicat, sunt fetițe. E predicatul nominal despre care îi înveți mai târziu. Dar avem pentru două cuvinte un singur predicat. Scăpărici ia foc și Omide n-are curaj. Fiecare subiect își are predicatul său. Deci avem două subiecte, două predicate. Ce deduci tu de aici? Că subiectul poate fi exprimat printr-un singur cuvânt, oachi, scăpărici, Omide. Și acesta este subiectul simplu. Și că subiectul poate fi exprimat prin două cuvinte sau mai multe chiar. Și acesta este un subiect multiplu. În cazul nostru avem Maria și Mirabela. Să mergem mai departe. Prin ce mai poate fi exprimat subiectul decât substantivele la cazul nominativ? Să urmăm și alte exemple. Ele vor porni într-o călătorie fantastică. În această propoziție, subiectul este exprimat prin pronumele personal ele, persoana a treia plural, la cazul nominativ. Două fete s-au pornit spre zâna pădurilor, dar una nu credea în existența ei. Avem subiectul fete, cine s-au pornit spre zâna pădurilor? Fetele, două fete. De fapt, fete este subiectul. Subiect exprimat prin substantiv comun la cazul nominativ. Și cine nu credea? Una nu credea.
este vorba de un subiect exprimat prin numeral. Deja știi că este numeral cardinal pentru că el arată o cantitate. Cu valoare substantivală, îți aduci aminte, numeralul are valoare substantivală dacă înlocuiește un substantiv. Deci cu valoare substantivală, cazul nominativ. Adică numeralul una înlocuiește cuvântul fată, se referă la fată. Apoi, a doua s-a convins că zâna pădurilor există. Avem în acest enunț subiectul a doua. Cine s-a convins? A doua. Este vorba despre un subiect exprimat prin numeral, în acest caz ordinal, cu valoare substantivală. Amintesc, numeralul a doua are valoare substantivală deoarece ține locul unui substantiv, suplinește un substantiv, a doua fată. Și alt subiect din acest enunț este zâna pădurilor, subiect exprimat prin substantiv propriu la cazul nominativ. Iar predicatul acestui subiect este există, exprimat prin verbul a exista. Să privim încă o dată trailerul și să mai observăm niște momente. Maria și Mirabela sunt două fetițe cu multă imaginație. Oachii nu poate să miște piciorușe. Scăpărici ia foc. Chiar o minde n-are curaj să zboare. Te rugăm frumos, ajută. Trebuie să ajungem la zâna pădurilor. Zâna pădurilor. Firesc, vor porni într-o călătorie fantastică. Maria! Ajută! Vor întâlni zâne, licurici magici, broscuțe și omis vorbitoare. Într-un cuvânt, aventuri. Medea Marinescu, Gilda Manolescu, în Maria Mirabela, film pentru copii, 1983. Regia Ion Popescu-Gopo. Așadar, dacă ai fost atent sau atentă, ai reținut că fetele spun: te rog, ajută-ne, trebuie să ajungem la zâna pădurilor. Vor porni într-o călătorie fantastică, zice vocea. Vor întâlni zâne, licurici magici, broscuțe și omizi vorbitoare. Observi ceva? Hai să te ajut. Așadar, pentru predicatul rugăm, presupunem subiectul noi. Noi te rugăm. Pentru predicatul ajută, presupunem subiectul tu. Adică cineva care la persoana a doua, tu ajută. Să ajungem se referă la noi. Vor porni, este vorba despre ele, fetele vor porni. Vor întâlni tot ele, fetele. Ce observăm? Că în aceste enunțuri subiectul lipsește. Așadar, de aici vine concluzia că subiectul fie este exprimat în propoziție și tu îl identifici, fie nu este exprimat în propoziție și se numește subiect neexprimat. Mai multe despre subiectul neexprimat vei învăța în clasa a șasea. Îți propun un alt fel de exercițiu. De data aceasta nu vei identifica subiectele din propoziție, ci vei plasa subiectele potrivite în locul potrivit. La toate zice că nu poate, ce n-a învățat nu știu cine, nu mai învață nu știu cine, bătrâni fac brazdă dreaptă, după război mulți se arată, bunul nu știu cine își face vara sanie și iarna car. Substantivele pe care trebuie să le plasezi la locul potrivit sunt Ionică, gospodar, boii, leneșul, Ion și vitej. Așa. Deci, după criteriul logic respectiv, ar trebui să vină cuvântul leneșul în proverbul leneșul la toate zice că nu poate. Și leneșul este un substantiv în cazul nominativ cu funcție sintactică de subiect. Este un substantiv care provine din adjectiv, dar aceasta este o discuție de clase mai mari. Ce n-a învățat Ionică, nu mai învață Ion.
și substantivele Ionică și Ion sunt proprii la cazul nominativ. Boii bătrâni fac brazdă dreaptă, pentru că boul este cel care este înjugat și pus să tragă brazde sau să are, substantiv la cazul nominativ. După război mulți viteji se arată, zice proverbul. Bunul gospodar își face vara sanie și iarna car. Pentru că am muncit mult, eu zic să facem o pauză și să revenim la film. Îți propun să audiezi o secvență din coloana sonoră a filmului, pe care o recunoști ușor. Maria Mirabela, doi crini cu ochi de povești, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Maria Mirabela, să trăiești. Să ceri ca umbrela alături de prieteni. Ce bine, ce bine, ce bine să trăiești. Am ascultat secvența de cântec și îți propun să punem punctul pe ei, adică să ducem treaba până la bun sfârșit cu toată exactitatea, cu tot tacâmul. Îți propun să lucrăm în baza unui fragment dintr-un cântec, din versurile de la un cântec din Maria Mirabela. Pentru noi răsare soare, pentru soare noi trăim, peste munți și peste mare zboară cântec cristalin. Trebuie să identifici subiectele ca să-ți vină mai ușor. Eu am marcat cu albastru predicatele, răsare, trăim și zboară. Cu siguranță le-ai identificat deja. Urmărește-mă, te rog, pentru a vedea cum vei face analiza. Așadar, soare este un substantiv masculin, singular, comun, nearticulat. Articulat ar avea forma soarele, de exemplu. În cazul dat este nearticulat, caz nominativ și are funcție sintactică de subiect. Sau, copile drag, o poți porni invers. De la subiect exprimat prin substantiv masculin, singular, comun, nearticulat în cazul nominativ. Următorul subiect este exprimat prin substantivul cântec. Deci cântec este un substantiv neutru, singular, comun, nearticulat. Articulat ar fi cântecul, caz nominativ și funcție sintactică de subiect. Aș vrea să reții că subiectul este exprimat prin substantiv sau pronume care suplinește un substantiv, adică îl înlocuiește, sau prin numerale, în cazul nostru am învățat ordinal și cardinal cu valoare substantivală, în cazul nominativ. Există și alte modalități de exprimare a subiectului, dar eu zic că în clasa a 5-a rămânem aici. Important este să faci corect o analiză. Bineînțeles că îți trebuie să exersezi. Eu îți propun să exersezi și să realizezi. Exercițiul 4 de la pagina 211 din manual se referă la subiectul simplu și subiectul multiplu. Exercițiul 5
te va duce spre modalitățile de exprimare, îl găsești la pagina 212, și exercițiul 6, de la pagina 212, îți oferă și un model de analiză, dar și exemple pentru analizat. Finalizăm aici lecția. Ai înțeles că subiectul este cel care face acțiunea exprimată de predicat. De aceea, vreau să-ți urez să fii tu însuți sau tu însuți subiectul vieții tale. Mulțumesc pentru prezență!